Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Orizont Spiritual. Astăzi, în cadrul rubricii Explicarea Credinței, vom vorbi despre folosirea cuvântului astăzi. Folosirea necontenită a cuvântului astăzi în cântările Bisericii Ortodoxe are un înțeles adânc. De pildă, în Vinerea Mare cântăm: astăzi s-a spânzurat pe lemn cela ce a spânzurat pământul pe ape. Cu cunună de spini s-a încununat împăratul îngerilor, cu porfiră mincinoasă s-a îmbrăcat cela ce îmbracă cerul cu nori. Lovire preste obraz a luat cela ce a slobozit în Iordan pe Adam, cu piroane s-a pironit mirele bisericii, cu suliți s-a împuns fiul fecioarei, închinăm-ne patimilor tare Hristoase, arată-ne nouă și slăvită învierea ta. La nașterea Domnului cântăm: astăzi se naște din fecioara cela ce are în mână toată făptura, cu scutece ca un prunc se înfașă, cela ce din fire este nepipăit. În iesle se culcă Dumnezeu, cela ce a întărit cerurile de demult într-un început. La sân cu lapte se hrănește, cela ce a plouat în pustie mană poporului. Premagi cheamă mirele bisericii, darurile acestora primește fiul fecioarei. Închinăm-ne nașterii tale, Hristoase, învrănicește-ne să vedem și dumnezeiască arătarea ta. De asemenea, la Bobotează ne rugăm: astăzi stăpânul își pleacă grumajii sub mâna înainte mergătorului. Astăzi Ioan botează pe stăpânul în apele Iordanului. Astăzi stăpânul în ape îngroapă păcatele oamenilor. Astăzi stăpânul de sus este mărturisit fiul iubit. Astăzi stăpânul primește botez din mâna înainte mergătorului. Astăzi făcătorul cerului și al pământului vine cu trupul la Iordan cerând botez. Astăzi făptura se luminează. Astăzi firea apelor se sfințește. La Paști mărturisim în felul următor: astăzi s-a făcut mântuire lumii, că Hristos a înviat ca un atotputernic. La Duminica Floriilor: astăzi Hristos intră în cetate. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și vremea și în vecii vecilor. Amin. Și au ajuns cu corabia în ținutul Ghergesenilor, care este în fața Galilei, și ieșind pe uscat, l-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea demon și care de multă vreme nu mai punea haină pe el și în casă nu mai locuia, ci prin morminte. Și văzând pe Iisus, strigând, a căzut înaintea lui și cu glas mare a zis: ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui prea înalt? Rogu-te, nu mă chinui! Căci poruncea duhului necurat să iasă din om, pentru că de mulți ani îl stăpânea și era legat în lanțuri și nobezi, păzindu-l, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de demon în pustie. Și l-a întrebat Iisus, zicând: care ți este numele? Iar el a zis: legiune, căci demon mulți intraseră în el și îl rugau pe el să nu le poruncească să meargă în adânc. Și era acolo o turmă mare de porci care pășteau pe munte, și l-au rugat să le îngăduie să intre în ei și le-a îngăduit. Și ieșind demonii din om, au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe țărm în lac și s-a înnecat. Iar păzitorii, văzând ce s-a întâmplat, au fugit și au vestit în cetate și prin sate și au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Și au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră demonii, îmbrăcat și întreg la minte, șezând jos la picioarele lui Iisus, și s-au înfricoșat. Și cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul. Și l-a rugat pe el toată mulțimea din ținutul Ghergesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinși de frică mare. Iar el, intrând în corabie, s-a înapoiat. Iar bărbatul din care ieșiseră demonii îl ruga să rămână cu el. Iisus însă i-a dat drumul zicând: întoarce-te în casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Și a plecat vestind în toată cetatea câte îi făcuse Iisus. Îndrăcitul gadarean, după tămăduirea sa, se lipește de Domnul și dorește să rămână cu el pentru totdeauna. După aceea însă, auzind voia lui, merge și propovăduiește în întreaga cetate facerea de bine pe care a primit-o. Binefăcătorul atrage la sine, voia lui devine lege pentru cel miluit, iar limba acestuia nu se poate stăpâni să nu vestească ceea ce a primit de la el. Dacă am avea în minte toate bunătățile pe care le-am primit și le primim de la Domnul, n-ar mai fi printre noi nerecunoscători, n-ar mai fi călcători ai sfintei voii Lui, n-ar mai fi oameni care să nu-L iubească mai mult decât pe orice.
Prin botez ne izbăvim de păcatul strămoșesc și de pierzania pe care el o aduce. Prin pocăință ne curățăm mereu de păcatele care se lipesc neîncetat de noi. Dumnezeiasca pronie ne apără de rele, pe care de multe ori nu le vedem, și ne îndreaptă pașii pe calea cea mai puțin lipsită de primejdii pentru noi și mai prielnică țelurilor noastre. Și până la urmă, tot ce avem este de la Domnul. De aceea se cuvine să ne dăruim Domnului din tot sufletul, să plinim întru toate voia Lui și să proslăvim numele Lui cel Preasfânt, mai ales cu viața și cu faptele, ca să nu fim mai prejos decât îndrăcitul gadarean, care dintr-o dată s-a arătat atât de înțelept, încât a devenit pildă vrednică de urmat pentru toți. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Omenia e un alt cuvânt de-al nostru românesc. Nu-l pot explica alții, fiindcă nu știu rădăcina care are în ea un miez cert de spiritualitate. Omen înseamnă cel care crede. La Sfânta Biserică zice mereu amin, amin, așa să fie, așa cred. Și ea este prescurtarea de la Iahve, care prescurta și ea și I-O. Și înseamnă cel care crede în Dumnezeu. Păi omul acesta care crede în Dumnezeu are o altă comportare față de cel care nu crede. Se spune de el că este pâinea lui Dumnezeu, deci e un om de omenie. Precizez lucrul acesta că învățăturile lui Neagoie, Basarab, acum e sfânt în biserica noastră, către fiul său Teodosie, el dă sfaturi cum se comporte viitorul conducător și îi dă exemplu nu pe Machiavelli, ci îl dă exemplu pe Solomon, pe David, conducători adevărați care aceștia nu se purtau, să spunem, în mod fals față de poporul care, pe care îl conducea regele evreu, ca și la noi mai la creștini, mai târziu domnitorii și regii, ei primeau o slujbă de consacrare, iar regele evreu primea și Tora ca să respecte și el legea. Nu era, să spunem, și atunci nimeni mai presus de lege. Nu este, deci, aici o altă referire mai bună decât la Sfânta Scriptură. Și pentru că v-am spus și de I.O., care înseamnă tot prescurtarea lui Dumnezeu, în titulatura domnitorilor, când se spune eu, Mihai, voievod, nu înseamnă, cum au înțeles unii, sigur așa au socotit că e bine, că domnitorul este un înaintemergător al Sfântului Ioan. Nu. Domnitorul este înaintemergător sau e persoana care îl reprezintă pe Dumnezeu. Și atunci, explicația este aceasta, a lui Dumnezeu, Mihai voievod. Deci, el se jură, deci, înaintea lui Dumnezeu, că va asculta ceea ce a grăit Dumnezeu în Sfintele Scripturi. Tot despre ascultare. Cel ce voiește să se mântuiască trebuie să se smerească cu totul sub ascultarea duhovnicescului său părinte. Oricât de mult ar voi omul să se mântuiască, fără această ascultare, poate pieri. Marii sfinți care i-au învățat pe oameni că ascultarea este temeiul mântuirii, au arătat ei înșiși chipul de săvârșite ascultări. Când Sfântul Simeon și-a ales nevoința stâlniciei, aceasta le-a părut celorlalți puznici un lucru nemai auzit. Și pentru că nu știau dacă acest chip de nevoință era de la Duhul Sfânt sau de la dracul mândriei, părinții pustiei au trimis bărbații duhovnicești să afle adevărul. Monahii aveau să-i poruncească lui Simeon ca în numele lor să se pogoarde pe stâlp. De nu ar fi voie să se supună, aceasta ar fi fost semn că s-a suit pe stâlp din mândrie. Dar de s-ar fi supus poruncii și ar fi început să coboare, atunci părinții aveau să-l lase precum era, căci râvna sa către ascultare avea să le arate că nevoința sa era de la Duhul Sfânt.
Când trimișii au sosit și i-au spus Sfântului Simeon că soborul Sfinților Părinți ai Pustiei i-a poruncit să se dea jos de pe stâlp, Simeon îndată a început să coboare scara. Văzând ascultarea sa, ei i-au strigat cu bucurie: nu te coborâ, Sfințite Părinte, ci rămâi unde ești. Știm acum că nevoința ta este de la Dumnezeu. Există o pedagogie biblică. M-aș bucura dacă unul din cadrele dumneavoastră de la această școală să nască o astfel de carte. Sigur că acum ar lucra-o mult mai ușor decât am lucrat eu acum 25 de ani prima carte de medicină biblică, pentru că atunci nu aveam computer și a trebuit să parcurg cu creionul în mână de la prima filă până la ultima și să extrag toate versetele cu temă medicală de ordinul minilor. Ar fi o carte de bază, ar fi un dreptar, ar fi o carte de referință pentru oricine vrea să aibă un stil de viață corect, care place și oamenilor și lui Dumnezeu. Domnul. Părintele Sofronie de la Essex, un mare sfânt contemporan, așa cam ca detalia Sfântului Ioan Crisostom, reamintește un pasaj din Vechiul Testament. Timp de vreo 400 de ani, poporul evreu a fost condus de judecători. Nu avea rege. Și astăzi Israelul este o țară condusă teocratic. E singura țară din lume care nu are Constituție. Dacă știam. Și conducerea ei se bazează pe Pentateuch, pe cărțile Vechiului Testament și pe Tora. Poporul evreu îi spune prorocului Samuel: du-te la Domnul și cere-i rege pentru noi. Samuel se duce la Domnul, că așa atunci era un obicei, nu mai prevede ca astăzi, ca tot ce vrea omul sau poporul să-l întrebe pe Domnul. Doamne, poporul tău vrea rege. Și Domnul îi răspunde: dar nu mai vrea să-l conduc eu? Samuel se duce la popor și spune: uite ce a zis Domnul, nu mai vreți să vă conducă el? Nu, noi vrem rege. Se duce iar înapoi la Domnul. Uite ce a spus poporul, că vrea rege. Atunci Dumnezeu îi spune Samuel: spune-le așa, că dacă le dau rege, regele va pune fetele lor să coacă pâine pentru curtea regelui. Va lua feciorilor la război. Îi va obliga să călărească în jurul căruței regale. Le va lua pământurile. Îi va pune la dări. Și Samuel se întoarce. Uite ce a zis Domnul. Domnul zice: vrem rege. Și atunci Dumnezeu zice: rege vreți? Rege vă dau. Acesta, spune Părintele Sofronie la Essex, este începutul relației dintre un stat și popor. Iar în cartea a patra a regilor, cred că în capitolul 23, există un verset
foarte puternic împotriva democrației. Acolo spune așa, nu te poți bizui pe părerea celor mulți. Corelați asta cu un profesor și o să vedeți de ce nu se întâmplă în școli și în spitale ce e bine. Nu se reușește lucrul acesta. O combinație nefericită între niște conducători care nu sunt autentic și profund creștini și nu-și vizuie votul lor pe conținutul moral al Sfintei Scripturi și un popor care nu zice nimic niciodată.